întâlnirea cu muzica religioasă, locuitorii Medjidiei nu au fost nerăbdători. Așadar, sala de spectacole a găzduit puține persoane dornice să asculte acest gen de muzică. Însă, puținii spectatori au apreciat evenimentul. Muzica religioasă, în primul rând, mi este foarte apropiată de suflet. Pentru că am 6 copii, părintele duhovnic mi-a spus, cu darul care ți l-a dat bunul Dumnezeu, să încerci să slăvești pe Dumnezeu, ca să nu cânti doar pentru lume, așa zic. Și de atunci m-am apropiat tare mult și nu mă mai pot desparte. Muzica religioasă are darul de a trezi în sufletele oamenilor gânduri curate, simțăminte de sfințenie și bucurie duhovnicească. Aceasta este și opinia interpretei Ștefania Stoica. Dacă ar fi la sărbători din astea, să vină câte un artist din ăsta mai consecrat și copiii ăștia care sunt să-i vedem și noi mai des. Ne-a făcut mare, mare plăcere că a venit să ne onoreze cu cântecele dânsei și bisericești și populare. Spre surpriza mea, mă așteptam la mai multă lume, mai ales că s-a mediatizat pe toate canalele posibile. Am văzut și la dumneavoastră pe site. Din orice unghi am privi, muzica exprimă foarte bine ceea ce sufletul simte și trăiește. Platon spunea că muzica este o lege morală și ea dă suflet universului, aripi minții, zbor imaginației, farmec tinereții și viață oricui. Este starea pe care au trăit-o spectatorii care au fost prezenți în cele două serii de spectacol de muzică religioasă din Medjidia.